sunt mor, dar ești viu, Dumnezeu, și pe oamenii cei morți, pe toți înviezi, omorând de tot, chiar neomorător. O, ce bucurie! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Într-un început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. A șasea zi l-a creat Domnul Dumnezeu pe om și din tot pământul acesta l-a așezat într-o grădină frumoasă numită Grădina Raiului. În mijlocul grădinii Raiului se afla pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului, două direcții care erau, de fapt, mișcări ale minții și ale inimii omului. Așadar, omul, creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, el este deja în formă de cruce, brațele întinse, cu mâinile înălțate spre rugăciune. Omul este așezat în această stare încă dintr-un început. Taina Sfintei Cruci, taina creației, taina lumii, taina omului, iubiți credincioși, dar care trebuia să fie înțeleasă, trăită și pătrunsă în inimă prin libertate. Taina ființei umane este, de fapt, libertatea omului. Omul creat în ziua șasea, închipuiți-vă steaua lui David, acolo în centru era înfiptă Sfânta Cruce, care era, de fapt, alegerea din voință liberă de a-L iubi sau nu iubi, de a-L asculta sau nu-L asculta pe Bunul Dumnezeu. Toate se adunau în cruce, toate se înălțau prin cruce. Toate își găseau sens prin taina Sfintei Cruci. Toate se îndumnezeiau prin acest semn, iubiți credincioși, Sfânta Cruce. Dar în clipa în care omul și-a orientat voința greșit, mintea a pus-o în slujba celui rău, inima a îndreptat-o către sine și către creație, crucea care le-a adunat pe toate a făcut ca să se lase toate împrăștiate, dezintegrate, risipite, distorsionate, în fel și chip, iubiți credincioși, risipite pe toate fața pământului, pentru că toate stihiile, animalele, omul, toate trăirile, toate au început să se împrăștie în clipa în care omul n-a mai înțeles și n-a mai trăit taina Sfintei Cruci. După aceea, tot ce a urmat a fost o dizolvare în continuă, în patru direcții,
o împrăștiere în cele patru zări, o moarte pe toată în fața întregului pământ și era, de fapt, o ieșire continuă din taină, din sens, din rost și din viață. Toate se îndreptau către moarte, în lumea aceasta, taina Sfintei Cruci a lucrat în fel și chip ca omul să înțeleagă unde a fost, unde a ajuns și ce trebuie să facă ca să-și revină, să se vindece. În poporul ales, Domnul Dumnezeu a preînchipuit această taină a Sfintei Cruci prin proroci, prin drepți, prin patriarhi. Amintiți-vă de Isaac, fiul patriarhului Avraam, care își ducea singur gătejele, lemnele, spatele său, într-un loc unde trebuia să fie înjunghiat de tatăl său. Ascultare desăvârșită, ascunzând taina Sfintei Cruci. Gândiți-vă ce era în inima lui Avraam, ce trăire și ce suferință, făcând ascultare de Dumnezeu, dar știind că va trebui să-și ducă singurul copil la moarte. Inima lui Avraam era doar o umbră vispetincioși, pe lângă ce era în inima lui Dumnezeu Tatăl, când Fiul Său s-a dus către cruce de bunăvoie. Inima lui Isaac era doar o picătură din picăturile de sânge care au curs din Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Gândiți-vă ce putere și ce binecuvântare în semnul Sfintei Cruci a dat Iacov și alți patriarhi, au dat urmașilor săi și acea putere și a binecuvântare s-a dus în Vechiul Testament. Gândiți-vă ce putere erau în mâinile lui Moise atunci când stătea el în semnul Sfintei Cruci și biruia poporul pe amaleciți. Putere, binecuvântare, taină, cruce, toate în Vechiul Testament preînchipuiau ce, iubiți credincioși? Jertfa mielului pe care ei o făceau în fiecare an de sărbătoarea Paștilor, în picioare, în semn de fugă, să zic așa, pentru că în lumea aceasta suntem trecători, cu toiagul în mână, pentru că nu avem cetate stătătoare, erau în noaptea Paștilor, cu pasca care prezenta legea care nu era crescută și cu mielul cel prăjit bine, din care nu trebuia să se frângă niciun os, iubiți credincioși. Toate erau preînchipuiri a momentului și a clipei din ziua de astăzi, din ziua de vineri, a șasea zi, iubiți credincioși, din săptămâna mare, când se rezidește ființa umană și se rezidește toată creația, se restaurează toate și începe mântuirea noastră și încep toate să se adune iarăși în cruce. Pentru că, iubiți credincioși, în momentul în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a plecat pe drumul crucii, trebuie să ne amintim de acel cuvânt. S-a smerit pe sine, adică s-a pogorât din cer, adică s-a făcut ascultător de săvârșit de către Tatăl, s-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și moarte pe cruce. Smerenia de săvârșită. Dar pe Sfânta Cruce, iubiți credincioși, ce întâlnim noi? Marea și nesfârșită iubire de oameni al lui Dumnezeu. Unicul Său Fiu l-a dat pentru mântuirea lumii. Fiul Său cel iubit l-a trimis în lume ca pe noi să ne izbăvească de păcatul original, de moarte, de stricăciune, de iad, de dominația și de stăpânirea satanei. Iubire desăvârșită pentru om, iubiți credincioși. Și omul cu ce a răspuns? Iar răstignește. Vrednic este de moarte. Îl vând pe 30 de arginți, palme, scuipări, lovit, suliță, spini, cuie în palme, răstignire și moarte. Cu aceasta a răspuns omul și întreaga omenire, iubiți credincioși, la iubirea de oameni al lui Dumnezeu, care a lăsat pe unicul Său Fiu
de bunăvoie să aleagă crucea, zic credincioși. Dar nu omul, nu Dumnezeu a ales crucea, omul a ales ca să se facă această jertfă. Dar, iubiți credincioși, acest moment din Vinerea Mare, de multe ori, se interpretează, se tratează, se teologisește, să zic așa, dintr-o perspectivă umană, sentimentalistă, de multe ori morală, dar nu se pătrunde în sensul adânc al acestui moment din Vinerea Mare, răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Când vine preotul la proscomidie și are prescura în mână, începe cu aceste cuvinte: răscumpăratu-ne-ai pe noi, Doamne, din blestemul legii. Răscumpăratu-ne-ai pe noi, Doamne. Și apoi, după ce închină acea prescură care o preînchipuie pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, încep cuvinte din Vechiul Testament ale prorocilor. Și spune așa: ca un miel spre junghiere s-a adus și tai într-o parte prescură. Și ca oaie ce nu-și deschide gura sa și tai în altă parte prescură, ai biscuiticioși. Ca un miel și ca oaie, într-o smerenie desăvârșită. Într-o smerenie a lui, judecata lui s-a ridicat și neamul lui cine îl va spune și iarăși taie și scoate acnețul din Sfânta Prescură. Dar imediat care preînchipuie, iubiți credincioși, acel moment, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, imediat se întoarce și se spune: ca un miel spre junghiere s-a adus. Ca un miel spre junghiere s-a adus, răstignit pe Sfânta Cruce pentru mântuirea lumii. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, a spus Ioan Botezătorul la Iordan. Dar nu se oprește aici, iubiți credincioși, pentru că acel Sfânt Agneț se așează pe Sfântul Dix și copia care reprezintă sulița care a fost înjunghiat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se înfinge cu mare atenție în Iisus, în părticica cu Iisus. Vă explicăm lucrurile acestea ca să înțelegeți ce se întâmplă la proscomidian în fiecare dimineață când se săvârșește Sfânta Liturghie și în fiecare duminică și praznic împărătesc, când frățiile voastre vă îndreptați către Sfânta Biserică și se înfinge acea copie și un ostaș cu sulița coasta lui a împuns și de acolo a ieșit sânge și apă, botezul și Sfânta Împărtășanie și se toarnă, iubiți credincioși, în potir sânge și apă și sunt binecuvântate. Acestea sunt cinstitele daruri care corespund cu momentul din Vinerea Mare, care corespund cu răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar dacă Hristos a răstignit și doar atât, care ar fi fost diferența dintre crucea Lui și crucea celor doi tâlhari? Dacă Hristos s-a răstignit și doar atât și n-a mai înviat, oare n-a fost și El un om, poate mai moral, mai bun decât alții, cum mulți neiscusiți din lumea aceasta încearcă să-L vadă și să-L promoveze ca pe un om mai grozav și atât, neînțelegând că a fost Dumnezeu adevărat și om adevărat. Părinte, în mâinile tale dau Duhul meu. Părinte, adică sunt de aceeași ființă cu Tatăl. Și toate cuvintele de pe cruce, iubiți credincioși, și alte și alte cuvinte, arată ca Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dar cu atât mai mult, că nu tot omul înțelege aceste sensuri teologice ale cuvintelor Mântuitorului de pe Sfânta Cruce. Cu atât mai mult că în clipa în care El a fost răstignit, creația n-a mai suportat acea răutate demonică și acea nebunie umană. Toți erau într-o îndrăcire și într-o nebunie colectivă ca în vremurile de acum. O grozăvie a întunericului, o noapte a minții, cum se zice, iubiți credincioși. Toți strigau: ia-l, răstignește-l. Și Pilat spunea: nu-l vreți voi pe împăratul iudeilor? Ia-l, răstignește-l. Îl vreți voi pe Baraba sau pe Iisus? Îl vrem pe Baraba. Ei au ales, iubiți credincioși, de trei ori, cum au ales tot timpul oamenii și ales și acum, întunericul, minciuna, pe tâlhar și moartea.
și suntem cei din alegerile noastre, ba mai mult decât atât, au întărit răutatea inimilor cu blestem, sângele dreptului acestui asupra copiilor și copiilor noștri. Și Domnul Dumnezeu a răspuns dumnezeiești, iată-i, Doamne, că nu știu ce fac. Ce vrei mai mult decât atât ca Dumnezeu să-L jertfească pe unicul Său Fiu? Ce vrei mai mult decât atât să te ierte în clipa în care îl răstignești? Ce vrem noi să-i reproșăm lui Dumnezeu când El a lucrat dumnezeiește pentru mântuirea fiecăruia dintre noi? Și atunci, iubiți credincioși, din coasta Lui și din trupul Lui a ieșit sângele și apa care îl punem noi la proscomidie în Sfântul Potir. Dar cinstitele daruri sunt aduse în Sfântul Altar, la Vohodul Mare și puse pe Sfânta Masă și la Epicleză, prin binecuvântare, în forma Sfintei Cruci și invocând Duhul Sfânt, se transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, răstignit și înviat. Trupul euharistic este al lui Hristos, cel înviat, iubiți credincioși. Dar cu ce scop? Sângele Lui, picăturile de sânge, au căzut în văzduh și au sfințit văzduhul. A sfințit piatra, a sfințit crucea și au făcut-o din obiect de tortură, obiect de jignire și de batjocură, au făcut-o iar în obiect de mântuire. A transformat-o în altarul, în semnul semnilor, în puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Totul a convertit Domnul nostru Iisus Hristos și toată răutatea a dus un punct maxim în care moartea a venit să înghită un om și iadul de fapt a cuprins un Dumnezeu și toate s-au spart, iubiți credincioși. Toate s-au stricat ale întunericului și a diavolului. A lucrat dumnezeiește nu în forță, ci în smerenie desăvârșită de era năucit satana, nu mai știa dacă este om sau Dumnezeu. Și revine iarăși la Sfânta Liturghie. Dacă Domnul Dumnezeu și-a vărsat sângele pe piatră, pe cruce, pe spini, pe veșmintele, pe haine celor care erau acolo, iubiți credincioși, s-a prelins pe cruce exact aici, cum vedeți, pe căpățâna lui Adam, pentru că crucea s-a înfipt exact în locul căpățânii și tradiția spune că acolo ar fi fost îngropată căpățâna lui Adam. S-a prelins ca să acopere orice gând omenesc, să sfințească adâncul adâncului și toată acea proiecție s-a făcut pentru fiecare dintre noi în fiecare Sfântă Liturghie. Și au lăsat ca sângele Lui să curgă și roaie. Dar oare astăzi nu se întâmplă tot la fel, iubiți credincioși? Pentru că într-un final, în timpul Sfintei Liturghii, când punem noi toate numele voastre și toate miridele, le punem în Sfântul Potir, spunem o rugăciune cu buretele acela care ne duce cu mintea la buretele înmuiat în oțet. Cu buretele acela spunem, spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, în sfânt sângele Tău. Și pe toți punem în sângele Domnului să se curețe totul, să se vindece totul, să se sfințească fiecare dintre noi. Și de acolo puterea lui Dumnezeu pleacă peste toți cei care au fost pomeniți și peste toată creația, pentru că liturghia este cosmică și este universală. De ce vă explicăm lucrurile acestea? De ce repetăm și iarăși repetăm că nebunii și îndrăciții lumii acesteia vor să răstoarne crucea într-un mod satanist, în fel și chip? Nebunii și îndrăciții lumii acesteia vor să oprească liturghia pe pământ. Vor să astupe pașile cum au încercat și într-un fel le-a și reușit anul trecut. Vor să vă oprească de la potir, să gustați din sângele Domnului și din trupul Domnului care a fost răstignit și din sângele Lui care a curs de pe Sfânta Cruce. Vor să vă dea voie să veniți la biserică când vor ei, să stați cât vor ei, să vă comportați cum vor ei. Și puterea lor stă în lașitatea, indiferența și neștiința noastră. Noi trebuie să rămânem, iubiți credincioși, din această zi de vineri, cu următorul gând. Dacă postești miercurea, fără să-ți înalți mintea la momentul în care Hristos a fost vândut miercurea, ții doar o dietă și atât. Dacă postești vinerea,
fără să meditezi o clipă în zi de vineri la răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, te înfometezi și atât. Dacă vii duminica la biserică fără să te pregătești pentru unirea cu Hristos în Sfânta Împărtășanie, n-ai înțeles nimic din postul de miercuri și de vineri, din postul Paștelui și din ziua de vineri, din Vinerea Mare. Și atunci, că iată prin cruce a venit bucurie la toată lumea, iată prin cruce a venit mântuirea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos și înălțare. De aceea, toată lumea să se pregătească și astăzi, începând de astăzi, în zi de vineri, și o zi dacă mai postești și mâine te-ai căit, și n-ai păcate mari opritoare. Poate n-ai reușit să postești. Pentru mila și bunătatea lui Dumnezeu care s-a răstinit pentru noi, smerește-te într-o zi și Domnul Dumnezeu îți primește căința ta și în ultima zi te va ierta, te va dezlega, te va binecuvânta ca cel din ceasul al 11-lea, ca cel din ultima clipă, ca tâlharul de pe cruce care a spus pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Ca desfrânata care stătea la picioarele crucii și a țâșnit sângele asupra ei. Ca toți nebunii aceia care au stat și sângele Domnului i-a împroșcat, i-a iertat și a binecuvântat. Ca sutașul care a spus cu adevărat acesta este Fiul Dumnezeu. În ultima clipă de căință și de mărturisire, în noaptea învierii, Domnul Dumnezeu, prin gura Sfântului Ioan Gură de Aur, vă cheamă și ne cheamă pe toți cu pocăință mare să ne împărtășim cu Sfintele și Preacuratele Taine și cu hotărârea ca după ce te-ai împărtășit să te lupți să fii curat. Cu hotărârea ca după ce te-ai împărtășit să urmezi lui Hristos. Cu hotărârea ca din clipa în care te-ai împărtășit să continui taina crucii și a învierii. Împărtășirea continuă în toată săptămâna luminată, iubiți credincioși. Și o să repet mereu lucrul acesta pentru că e o mare problemă în biserica noastră. Este o mare problemă că trăim lucrurile după ritual foarte mult și nu mai trecem dincolo la înțelesul duhovnicesc și mistic al credinței noastre ortodoxe. Domnul Dumnezeu de pe Sfânta Cruce să ne ierte pe toți. Domnul Dumnezeu prin sângele Său să spele păcatele la toți. Vii și adormiți din neamul nostru. Domnul Dumnezeu, prin Sfânta Cruce, să ne dea putere asupra diavolului și asupra tuturor celor care lucrează în slujba Lui. Domnul Dumnezeu să-i adune pe toți creștinii ortodoxi, să-i adune pe toți la dreapta credință. Domnul Dumnezeu, prin crucea Lui, să le adune așa cum le-a adunat pe Sfânta Cruce, iubiți credincioși, adică au unit cerul cu pământul, au unit bărbatul cu femeia, îngerii cu oamenii, cele văzute cu cele nevăzute, cele create cu cele necreate, cele care s-au dispersat la început, pe toate le-a adunat în Sfânta Cruce și din Sfânta Cruce le-a proiectat în Înviere. Îl rugăm pe Domnul Dumnezeu să facă o minune cu noi toți, să ne ierte, să ne deslege, să ne binecuvinteze, să ierte blestemele care le-am aruncat singuri asupra noastră și asupra copiilor noștri și să ne aducă pe toți în noaptea Învierii, să ne împărtășim cu Sfintele și Preacuratele Taine. Amin.